Macroul, peștele suprem. Da, 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 nu râde și nu te uita sărm la mine. Macroul este peștele suprem. Hai noroc și la mai mari, măi băieți și fete. Dar de ce zic eu că macroul e peștele suprem? Macroul este peștele cel mai bogat în omega-3, substanță sau mai bine zis o grăsime, atât de necesară creierașului. Medicii și specialiștii ne spun că ar trebui să consumăm 1,6 grame de omega-3 în fiecare zi, asta ca să ne fie creierașul sănătos. Ei, 100 de grame din peștele ăsta conține nici mai mult, nici mai puțin decât 2,6 grame de omega-3. Deci putem spune că un pește dintre ăsta întreg ne dă rația pentru 3 zile de omega-3. Nu mai zice faptul că macrou este un pește foarte ieftin, îl găsim foarte, foarte ușor peste tot. Este un pește oceanic, crescut în sălbăticie până la urmă și ca orice lucru crescut în sălbăticie, e clar că e mai bun decât cel crescut în captivitate, e mai gustos și mai sănătos și din cauza asta vă zic eu că macrou este peștele suprem. Așa că, după cum v-ați dat seama, astăzi ne ocupăm de o lecuțăcă de macrou. Mai întâi de toate, am să scăp eu de aripioare. Uite așa, lipta e frumos. Aripioare și țiepe ăștia de pe spate. Uite așa, îi tăiem. Și ce am să mai fac? Am să scăp de coadă și de cap. Uite așa frumos. Și ce am să mai fac în continuare? Am să tai eu peștele astea bucățele. Uite așa frumos. Pac, o dată, de două ori, trei ori. Frumos. Așa procedez și cu ăsta alt. Am să-l pun într-o tavă dintre asta. Și o să duc cu niște sare și niște piper. Uite așa, am să pun și pe o parte și pe alta sare și piper. Și nu-i fac nimic deocamdată decât să-l pun deoparte. Într-un gastronel dintre ăsta, am să pun eu roșiile dintr-o conservă de roșii în bulion. Doar roșiile, fără suc. Uite așa, cu o furculiță, le rup o lecuțică în două. Am să tai un ardei iute, uite așa, pe jumătate. Și o să-l duc aici. O lecuțică de sare, o lecuțică de piper și o lecuțică de ulei. Și uștiul cu toată treaba în cuptor la putere maximă, maximă, maximă pentru un sfert de oră. Maxim fiind 230-240 de grade. Bineînțeles, dacă nu vrei să ai niște vase în plus de spălat, poți să sări peste treaba cu roșiile băgate în cuptor. Dar crede-mă, chestia asta face toată diferența. Agregat, tigaie, foc. Focul trebuie să fie mediu, mediu spre mic chiar. Pune cuțică de ulei. Țac, 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 pac, 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 pac. Și uștiul cu o ceapă destul de babană, tăiată mărunt, 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 mărunt. Și uite aici este șmecheria, dragilor. Trebuie să călim noi ceapa asta la foc încetişor. Măcar, măcar, măcar vreo 15 minute. Deocamdată nu punem apă, nu punem sare, nu punem absolut nimic. Și atenție, nu plecăm de lângă ea, sub nicio formă, nu, nu, nu. Amestecăm, amestecăm, mai stăm, mai lăsăm un minut, iar amestecăm. Ideea este că nu putem să jucăm șoptică și să facem mâncare. Asta vreau zic. Uite așa, dragilor, după aproximativ 10-12 minute, cam ăsta e stadiul în care am adus ceapa, aproape când începe să se rumenească, uștiruc pistii cu un ardei gras, tăiat mărunt, 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 mărunt. Și tot așa la foc mititel, călim ardeiul și cu ceapa. După ce se înmuiet o lecuțică ardeiul, uștiruc cu niște sare, piper. După încă vreo 2-3 minuțele, uștiruc cu o cantitate destul de generoasă de usturoi. Călim și usturoiul pentru câteva secunde, după care spălăm noi o lecuțică de gaia cu vreo jumătate de pahar de vin alb, sec sau demisec. Am dat o lecuțică focul mai tare, uștiruc cu sucul de roșii care ne-a rămas din conservă, două foi de dafin, uștiruc aici, o lingurițe de zahăr, vreo 3 lingurițe de oțet și roșiile noastre care au stat în cuptor. Și cu ardeiul ăla, uite așa. Și zdrobim noi o lecuțică roșiile alea. Ăsta este momentul când potrivești o lecuțică de sare, sare, piper, ce mai trebuie. Poate oțet, poate zahăr. Hai cât e de bun. Vai de capul meu. E perfect așa. După ce fiert așa vreo 2-3 minuțele, am stins focul și uștiuc cu toată zama noastră piste pește aici. Uite așa, dragilor, și v-ați prins. Uștiuc cu toată treaba la cuptor pentru vreo 25-30 de minute la 180 de grade. Ăsta este peștișorul nostru, dragilor. Fai de mine cum arată. Și bineînțeles, ca să fie bine, să nu fie rău, uștiuc. Pune și pătrunjel. Uite așa. Pe deasupra, păi da. Nu ne mai rămâne decât să păpăm. Treaba asta, bineînțeles, că poate să fie servită în multe feluri. Dar eu am ales astăzi să merg cu o lecuțică de pâine prăjită. Asta mi-e poftă, știi cum zic? Am făcut furculița perfectă. O lecuțică de sos, o lecuțică de pâine și o lecuțică de pește. Hai să vedem care-i treaba. Ce bunătate. Mamă, mamă. Văleleu. Băi, băi, fete. Minunat. Să nu mai spune faptul că treaba asta, sincer să vă zic, cred că e mai bună rece decât caldă. Eu așa o sunt. Mâine cred că e genială. Mâine, sosul rece, rece, la temperatura camerei și cu peștele și servit cu pâine prăjită caldă. Hai, de cam, vezi cum au acționat omega-3? Nici n-am mâncat o bucățică de pește dintre ăsta, ca așa deveni mai deștept. Mi-am dat seama că treaba asta e mai bună rece. Dar e bună și așa. Hai noroc și la mai mare. Să ne auzim sănătoși. Tura viitoare. Vă pup.